Bucura-Te, Marie. Ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Cugetal fecioară, Marie, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, bucură-te, Marie. Nu te teme, Marie, și nu te mira de chipul meu străin, și nici nu te spăimânta că arhanghel și nub sunt. Șarpele oare când a amăgit, iar eu îți vestesc acum că vei rămâne neatinsă și vei naște fiu. Fă-mi cunoscută, Îngere, puterea graiurilor tale, ceea ce mi-ai zis acum, cum va fi și cum voi zămisli. Marie, bucură-te, că iată de acum vei fi împăratului scaun, că iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei pune numele lui Iisus. Acesta va fi mare și al celui prea-nalt fiu se va chema și va împărăți într-o toți vecii și împărăția lui nu va avea sfârșit. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea-nalt te va umbri, că la Dumnezeu nu-i nimic cu neputință. Bucură-te, Marie! Thank you.
Păstorului cel bun, scară, masă și cort.